Un copil de doar un an și 8 luni s-a înecat în pârâul din spatele casei. Micuțul fusese lăsat în grija bunicii, care s-a luat cu treburile casei și l-a lăsat pe acesta să se joace în curte. Un moment de neatenție a fost de ajuns ca băiețelul să-și piardă viața. A fugit de la locul de joacă direct în spatele casei, acolo unde era un pârâu. Văzând că lipsește, bunica a mers să-l caute. Când și-a văzut nepotul în apă, femeia a sunat de urgență la 112. Medicii au încercat să-l resusciteze timp de o oră, însă în zadar. Ne-a fost adus de către serviciul SMURD un copil de 1 an și 8 luni, un stop cardiorespirator cu abdomen meteorizat, midriază bilaterală, fără puls central și periferic. S-au practicat manevre de resuscitare timp de o oră, fără răspuns. Ce știți despre el? Am înțeles că a fost găsit de bunica lui înnecat într-un râu, în apropierea casei. Părinții sunt devastați. Mama micuțului era la spital cu cealaltă bunică, iar la aflarea veștii a simțit că pământul îi fuge de sub picioare. Și el cu cine era? Un mai. Și l-a scăpat din vedere? Nu știu nimic. Nu știu nimic. Sunt bunica lui, nu știu. Am aflat și am coborât și eu aici. Nu știu nimic ce s-a întâmplat. Mama copilului era cu dumneavoastră? Da, mama copilului era cu mine internată. La spital? Da, stătea lângă mine că sunt de luni operată și m-am rugat să vină să stea cu mine, că nu mai simțeam bine. Și astăzi am trimis-o acasă, că mă simțim mai bine. Și când s-a dus acasă? Când s-a dus acasă, a aflat că a venit SMURD-ul și salvarea. Bunica, în grija căreia a fost lăsat copilul, își va reproșa toată viața că l-a scăpat din vedere. Poliția continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs nefericitul eveniment.